Deoarece avem de validat un mandat de consilier în urma demisiei domnului Dudău și validarea următorului consilier de pe listă, comisia a examinat dosarul și a dat acord pentru validarea următorului de pe listă a doamnei Crâncăiala. Sunteți de acord? Vă mulțumim. Acum trecem la prezentare. Veniți să depuneți jurământul, mă scuzați. Subsemnata Crâncăiala Mnela, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Zeme, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ: jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Zemeș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim. Mulțumesc. Declarăm ședința ordinară de astăzi deschisă. 13 din numărul total 13 consilieri, 11 sunt prezenți, deci legal constituită. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1 în legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările, completările ulterioare prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 27 a 2 orele 14 la sediul primăriei cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier care l-am trecut. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș a plângerii prealabile formulată de SCOMV Petrom, înregistrată cu numărul 1477 în 16.02.2017. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării unui proiect de investiții în anul 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării programului de investiții publice în continuare până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2017. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Zemeș pe anul 2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcție și casării unor obiecte de inventar din patrimoniul Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2017. Punctul 8 și 9 se retrage de pe ordinea de zi. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburant și costuri pentru convorbiri telefonice la nivelul UAT Comuna Zemeș. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de concesiune închiriere a bunurilor ce aparțin proprietății private a Comunei Zemeș. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public-privat în suprafață de 24 de metri pătrați situat în intravilanul Comunei Zemeș. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea Delgaz, fostul Eon Gaz, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș și aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. Cine este de acord cu ordinea de zi? Mai avem și un punct suplimentar în care este proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 182 din 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, în județul Bacău. Cine este de acord cu punctul suplimentar? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim! Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către mă scuzați, dar am zis de procesul verbal. Discuții la procesul verbal, dacă aveți din ședința trecută.
Da, domnule. Am solicitat să vină un reprezentant de la Petrol. Singura informație care o avem, o avem o adresă. O să revenim din nou și pe mine mă interesează problema cu adresele. Nu mă nemulțumește adresa, deci vreau reprezentant. Eu am și eu, dar trebuie discutat odată pentru totdeauna. Noi nu putem face absolut nimic în zona cea acolo. Înțelegem, deci în toate discuțiile avute până în prezent cu OMV Petrom, spune că OMV Petrom vine în sprijinul comunității și participă la dialog. Ceea ce la momentul actual contrazic, deci ei au lipsa de dialog. Deci eu solicit să vină la o discuție. Cu toții solicităm același lucru. Da. O să le facem o adresă. Da. Bun ziua. Deci, aici problema este, deci prin compartimentul de comunicare, nu știu cum să spun, nu-i forțăm, nu-i mâncăm, putem să transmiteți problema asta, deci nu, să ne lămurească care este soluția, ceea ce am cerut a terenului din colonie. Nu este trecut. Știm, am văzut. În capitalul social al lor. Este, da. Asta este răspunsul care l-aș primi. Da. Terenul ăsta s-a luat dintr-o hotărâre de guvern. Tot guvernul să dea o hotărâre și mi-l dea înapoi. Și asta basta. Dacă nu faci treaba asta. Să facem o nouă adresă. Da. Facem o adresă. Dacă nu dăm o judecată. Avem soluții pe ce e răspuns. Alte discuții? Cine este de acord cu procesul verbal? Vă mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Zeme și a plângerii prealabile formulată de SC OMB Petrom. Aici ne lămurește doamna secretară, am văzut și eu despre ce este vorba. Deci... Este vorba de articolul 34.2 și 3 din tabela articolul 35, 36 și 37 din hotărârea Consiliului Local 223-2016 privind stabilirea impozitului și taxelor. Mai exact, taxa de închiriere de 3 lei, stabilit cu continuitate, începând din anul 2015, și acea taxă de mediu. În raportul de specialitate aveți detaliat toată situația proceselor, respectiv hotărârea 209 din 2014, pe același considerent nu a fost atacat și am câștigat, inclusiv la Curtea de Apel, este o sentință finală. Hotărârea 185 din 2015, care se referă la impozitele din 2016, este și a câștigată, încă nu s-a primit sentința. Ca să vedem ce se întâmplă mai departe, dacă mai depun apel sau nu. Și acum propunerea noastră este tot de respingere, motivat de aceleași considerente. Adică pe romul nu este de acord să plătească 3 lei și merg pătrat pe lună, nu? Plătească absolut nimic. Au refuzat semnarea actelor adiționale încă din anul 2015. Ne judecăm pe toate spețiile posibile cu ei. Dar un executor ceva, dacă e definitivă și revocabilă, nu trebuie pus în practică? Hotărârea Consiliului Local, am fost cu ea la executor și mi s-a transmis că nu poate fi pus în practică. Trebuie să vină hotărârile, sentințele de la... diferențele de sume pentru facturi și ocuparea zonei drumurilor acum sunt în apel și alea vor fi duse la executor. Deci, mi se pare corect ca Consiliul Local, adică primăria să-și ia banii de la Petrom. Da, dar alea încă sunt în faza de apel. Pentru că este o hotărâre a Consiliului Local pe care trebuie respectată. Cât vor ei, cât nu vor, este partea lor. Cunosc că s-a mai deschis un nou proces pentru partea care a rămas la diferențele de la prețul de 3 lei. S-a fost până în anul 2015 și acum s-a deschis și pentru anul 2016. Avem un nou proces. Noi respectăm, trebuie să ne respecte și ei pe noi. Este o hotărâre a Consiliului Local la care trebuie să se alinieze. Da. Da, discuții, alte discuții? Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Deci domnul Berțaș și cu doamna Crânteală se abține. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării unor proiecte de investiții în anul 2017. Este vorba de proiectul modernizarea și renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemeș. Trebuie să facem verificarea tehnică și cu o valoare de 5.500 de lei. Asta e o urgență acum până când se va aproba bugetul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Verța. Se abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării programului de investiții publice în continuare până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile comunii Zemeș. Am trecut. E același lucru ca și precedentul. Ca și legat de urmă, da. Precedentul. Da, da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Berta. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a comunii Zemeș pentru anul 2017. Aici, da, aici este vorba despre un plan, măsurile concrete care se leagă de toată comuna Zemeș, deci de colmatări, întreținere, spații verzi, indicatoarele de tonaj, plantarea de arbori, arbuși, vopsirea gardurilor, deci aveți tot tabelul și perioadele de desfășurare a celor activități și cine sunt responsabili de efectuarea lucrărilor. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcție și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Aici, cum aveți lista așa, este vorba de echipamentele de care sunt la fotbal, tagheti, mingi, pantofi, seturi, echipamente și consumabile. Pahare, probabil, care astea, paharele sunt consumabile. Discuții la acest punct aveți? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Punctul 8 și 9, după cum am spus, se scoate de pe ordinea de zi. Avem punctul 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare. Așa cum în fiecare an avem fiecare o cotizație, este în valoare de 1000 de lei, deoarece suntem cuprinși în lista de investiții prioritare până în anul 2020. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant și costuri pentru convorbiri telefonice la nivelul comunei Zemeș. Singura modificare se referă la normativul de cheltuieli privind costurile cu abonament, frecvență și repertoar pentru stații Motorola la nivelul UAT-ul comuna Zemeș în limita a 600 de lei pe lună. Ale Motorola sunt cele care ies pe mașini, nu? Și fixe și mobile. Fixe și mobile, da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de concesiune închiriere a bunurilor ce aparțin proprietății private a comunei Zemeș. Aici, doamna secretară, a intervenit vreo modificare? Nu. Legislația se referă doar la concesionări din domeniul public. Pentru cele din privat, Consiliul Local trebuie să adopte un regulament. Procedura este în principiu adaptată legii, că nu putem să facem altfel. Precizarea față de legii, doar cu două oferte valabile dacă se face licitații. Dacă nu, următorul pas este încredințarea directă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind
privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat în suprafață de 24 de metri pătrați, situat în intravilanul comunei Zemeș. Da, e vorba de un teren lângă, pe strada complex, lângă centrala termică. A fost concesionat din... Așa, nu, nu a construit nimic, a plătit el la zi, acum s-a preluat și îl scoatem din nou. În procedură că vrea altcineva să facă garaj acolo. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea Delgaz asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș. E vorba de două suprafeții de teren în lungul drumului, practic, de ce 180 ani, vor să înlocuiască conducta de gaze, respectiv 210 metri pătrați teren pe strada Bozian și 350 de metri pe strada principală Pietrosu și strada Școlii. Aveți schițele care le-au depus dumnealor și conform legii 123/2012 sunt îndreptățiți să primească dreptul de uz și servitute gratuit. Da, am văzut aici cum este făcut. Spune că la încentrare prin trebuie să aduc terenul la forma inițială. Da. Da. Nu afectează strada. Deci da, să nu rămânem, să rămânem cum de fapt am mai rămas odată în urma lui Ion Gazca, lucrării Sfințorul Comunii Zemeș. Zona care e cea vizată, care s-a disputat acolo, în care spune că ei nu poate să intervine, nici noi nu putem să intervenim, că nu e a noastră. Da, și practic dreptul ăsta se acorde pe perioada executării lucrărilor, atâta timp cât s-au acolo, ca să nu crească conducta. Din partea OAT-ului nu este bine delegat cineva care să supravegheze lucrarea? Ca să văd că mi-o... Cum spune și dumneavoastră. Sunt compartimentele specializate, deci domeniul public, să... Domeniul public s-o ocupă ca să devină înapoi. Da, deci înainte de a să începe lucrarea, să prezinte, domnule, am, terenul e așa, așa mi-l predai. Verbal. Da. Care sunt în spațiu trotuare sau altceva să-l aducă. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 182 din 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructurii rutiere în comuna Zemeș. Datorită modificărilor codului fiscal, respectiv a reducerii cotei de TVA, e necesară actualizarea indicatorilor pentru că se intenționează depunerea spre o nouă evaluare în cadrul proiectului PNDR a respectivului proiect modernizare infrastructurii rutiere. Și de aici se vine și urgența. Deci mai o scăzut cu cota de TVA. De 1%. Și zona. Infrastructură rutieră, să știi zona. De la Cocoașă, strada... Așa, așa. Păi spuneți toate, exact, toată de la Cocoașă și biserică. A, n-am acum exact datele. Bun, e la Cocoașă, zona biserică. Strada Canu, strada Bozian, pe partea aia până la drumul poștei, inclusiv podul de la poștă. Mulțumesc. Da. Și apărarea de mal de la Cocoa? Și apărarea de mal. Amândouă, exact, cum proiectul comun, da. Tot proiectul. Cum a fost aprobat proiectul inițial. Dacă a avut o valoare mai mare și stăzăm de TVA, cum mai scăzut valoare? Lor li trebuie concret acum ca să poată să fie depus. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul diverse. Probleme curente care supun dezbaterii. Cine să scrie la cuvânt? Domnul Gogel. Și eu. Da, domnul Gogel. Domnul Aleș. Mai sunt domnul Aleș. Da, domnul Gogel. Să se facă o sesizare către OEV pe drum, cu drumul de la Cicoș. Trebuie dus niște balastru, sort, ce aduce pe el. Și drumul de la Select din spate, care duce la Sonde spre casele, vrote care sunt în spatea acolo. Deci aia fiind strada, nu...
E din spate, e la până în pod. Până în pod la Strex. Care iese la... Doamna Dobrițoiu. La piață. Doamna Dobrițoiu, cea care iese tocmai prin spate, pe la... Vrotii. La Nistor, Vrotii. Ce stradă este? Din spate. Strada Complex. Complex? E strada noastră. Nu, e pe Petromul. Nu e pe Petromul, e a noastră. Pune sondrea ce e? Da, păi revenim. Deci dumneavoastră... Atunci numai drumul de la Șipoș. Și ăsta rămâne să facem noi. Și ăsta dată dacă e a comunii sau vreau ea comunii asta. Deci numai e plin, numai glob de apă. Poliția acolo și... Dar mai este și ulița de la Cornelia, doamna Dobrițoiu, tot Petromul. Doamna Dobrițoiu, am spus să vă scrieți la cuvânt, nu v-ați înscris, vă rugăm frumos. Alte discuții? Domnul Areș. Domnul vice, dacă nu s-a făcut o inventariere a situației după ploile care a fost, a rupturilor, știu, nici știu și eu care sunt, ar zice să se ia care sunt prioritare. Adică mă refer, zona pod 901, care ați văzut și dumneavoastră, a făcut avarii acolo serioase. Dacă nu se ia măsuri să se taie de acolo plantațiile alea care s-au crescut, arini și sărci și ceea acolo, să se taie și să bage o buldoză, să dea drumul la lărgimea albitajului, la prima ploi care veni și inundații, acolo tajlăul se îngustează și automat vine și mănâncă din malul, din partea dreaptă, cum merge către Zemeș. Și acolo a fost făcut un dig făcut serios, din piatră, din încropat în ciment, l-a mâncat pe spatele digului și o ia către podul, podul la 901. Poți să vă răspund? Spuneți. Dacă vreți să răspundeți, eu vă ascult. Deci, mai greșit, s-a avut două săptămâni. A fost o solicitare din partea domnului Bulacă Florin. Să taie din albea ta, adinișul, rechițele care sunt acolo. Să curiți zon. Pe tata a avut doi copar băiatul ăla de acolo și mi-a venit poliția și a sunat că are reclamații de la vecinii de peste drum că fug grădinile. Dar grindul e în apă, nu e pe grădini. A spus să taie de jos, nu de sus. Dar el n-a tăiat de sus, a tăiat din albea tazlăului. Alea care... Și atunci ce facem cu vecinii din zona? Cum îi lămurim că îi vă afectează pe dumneavoastră partea asta, la alta aici, că o să rupe podul și o să... Vecinii aia acum au, vorba aia și eu, spune că dacă luăm de acolo ce-a crescut și măriturile aia de acolo, automat tazlăul, dar acolo are dig făcut. Dar are dig din beton. Are dig din beton, acolo tazlăul începe dig. Dar aici, în zona de partea dreaptă, în aval, la munte de pod, acolo a rupt tot, a răzut acolo. Oricum o să continuăm să tăiem acolo arbuștii aia din zonă și o să băgăm buldoze, să aducem spre malul drumului, să protejăm zonă. Sigur. Cât de curând, până crește apele și oricum intră și vom rezolva. Bun, vă mulțumesc, atât. Da. Exact cum am solicitat și în ședința trecută, am solicitat să mi se aducă la cunoștință o filmare din perioada de 2-a-2-a-2017, în intervalul 13 și 15. Revin din nou cu cererea respectivă până se soluționează. Și a doua problemă, nu vreau să mă ridic mai presus de oricine sau, dar haideți un pic. De unde mai merge și cu cine mai discutăm? Exact, am mai discutat și tura trecută. Problema gunoiului. Încasările la gunoi, din ce în ce cresc. Nimeni nu, din cei care sunt sau au mers poliția locală și în astea, nu vor să facă contract. Ce facem cu aceleași persoane? Haideți să ne implicăm noi consilierii pe zonele care avem. Acum nu zic, nu ne afectează, nici noi nu putem. Bugetul local, nu putem să aprobăm noi consilieri din bugetul local să plătim gunoiul la salubrizare, deci la Romprest. Deci nu ne permite legea. Acum, sunt fiar convins, nu credeți că am avut o discuție cu domnul viceprimar, poate, dar cred că i s-a transmis, că am vorbit și în altă parte, o situație, dacă poate să ne prezinte în mare pe zone. Adică Petrosu, Zemeș, Modârzău și Bolătău, o situație care o aveți. De la începutul lunii februarie, am trimis în teren angajații de la Apă Canal, în primul rând să mai țin din datoriile la apă și la canalizare, să verificăm apometrele, sigiliile, să sfătuim oamenii din comună să apuce să-și monteze apometrii la fiecare casă, pentru că noi acolo avem pierderi foarte mari,
Și printre altele, am solicitat să fac o situație la zi și cu persoane care au contracte la salubrizare și care nu au. Au mers pe anumite zone. Situația e făcută doar pe Bolătău și pe Zemeș, pe strada principală la blocuri, momentan. La case vom intra când se mai încălzește vremea, să pot intra și la apomeni. Da, un procentaj, puteți să ne spuneți. Păi, spre exemplu, la Bolătău, dintr-un număr de 37 de persoane, avem un contract făcut. Hoțul Benoni, cu 3 persoane. O parte refuză, unul are pubelă, n-are contract. Nu toți din Bolătău la contracte sunt, dar cei care au fost verificați în momentul de față, asta e situația. Trebuie să înțeleagă fiecare că nu refuză sau că nu vrea să plătească. Toți trebuie să plătim gunoi. Dacă nu ridicăm sumele astea la gunoi, să putem să ne achităm datoriile, noi avem o datorie din anul trecut undeva de 35.639 de lei, formată din 23.530 pe anul trecut și 12.109 pe luna ianuarie 2017. Dacă nu vom aduce la zi datoriile, vor rămâne cu gunoi în comun. Cu... Dar cine acționați în judecată? Aveți pârghiile necesare. Avem pârghii, următoarea etapă. Scoateți mari datornici, scoateți să aveți acolo mari datornici, peste 20-30 de milioane care au, ceilalți mai mici, mijlocii și ceilalți mici. Să-i numirați, că mergi în instanță. Știți care sunt procedurile și știți unde o să ajungem. Procesul se va derula pe o perioadă de timp, nu se va rezolva imediat. Eu consider și noi considerăm echipa asta. Adică am zis să ne implicăm, să facem unul, să lămurim. Poate știm că deci nimeni n-a ieșit perfect și nu s-a confruntat cu problemele astea. Dar poate printr-o discuție, prin astea, nu știu cum să zic. Prietenească, în primul rând, asta trebuie discutat. Omul face, vă spunem că vor veni și vor plăti. Și vă spun că au început să vin și n-am terminat. Deci în luna ianuarie-februarie s-a strâns aproape 26.000 de lei. Deci în luna ianuarie și februarie, pe apă, canal și salubrizare. Cel mai mult s-a strâns la salubrizare. E un lucru bun. Deci oamenii au înțeles. Dar sunt mulți de aici care au plătit pentru tot anul, deci nu s-au rezolvat. Tocmai, că sunt, asta vreau să zic, că sunt mulți care au plătit integral tot anul. De azi ce bani, nu. Dar o să fim în perioada aprilie-mai, când o să stăm foarte, foarte prost. Și fii gol. Da. Discutat cu oameni. Plus, datorită faptului că s-a făcut un contract de 4.187 de persoane. Aici vreau să vă întreb. Și noi avem declarați undeva la 2900 și ceva. 2900. Și cam așa avem. Noi. Nu, sunt mai mulți ușor, dar oricum cam 3000 o să ajungem, maxim o să ajungem la 3000. Deci sunt plecați afară. Da, sunt mulți decedați, sunt adrese, la Bolătău vorbesc, sunt adrese unde nu este locuință. Și a fost prinsă la salubrizare. Dar nu are nicio locuință. Sau e plecat sau e decedat. Foarte mulți sunt decedați. Bine, aici la decedat putem să rezolvăm, prin serviciul de stare civil aici, dar problema este plecați aici, adică să reușim să-l convingem, băi, dar înțeleg, ai plecat din țară, vine și dă o simplă declarație, pe cum ești plecat, pe o perioadă de... Pentru că nu vine 2 ani, eu mai am 5 ani, nu vine, de exemplu, nu vine în afară. Eu am nevoie de un act de scurs la primărie, da? Eu vin la dumneavoastră să-mi eliberați actul respectiv. Dacă eu, în momentul în care solicit actul și eu mă știu că am bubă în cap acolo, nu am plătit gunoi, n-am plătit apă, n-am plătit ce trebuie, automat nici n-am ce căta, că știu că nu mi-e eliberați. Ar trebui aplicată și soluția asta. Bun. E un lucru bun, am încercat să faci treaba asta. Vă amintiți în ședința? Când a venit Sărmache și ne-a spus. Ați auzit ce sumă avea? Da. E normal, nu este normal. Păi de ajuns să fie 10-15 ca el și tot termină. Sperăm să nu fie 10-15 ca el, că are o sumă enormă. Nu, am ajuns la soluția asta, deci nu le mai eliberăm actele care sunt necesare. Foarte bine trebuie făcut. Orice, deci o să facem și problema asta, dar... Totuși, nu este oameni dreptos. Da. Vă dăm judecată, știi. Dar sunt soluții, adică cum tu ai trebuit. Dacă îi dați în judecată și până se derulează toată procedura, tot cu bără. Au fost o simplu discuție, adică să-l convingem pe om. O să mai vin la dumneavoastră să vă ceară. Uite, nu luminează... Da, deși dumneavoastră trebuie să fiți atenți. Da, cum să nu facem? Dacă nu strâng la bugetul local, eu n-am cum să-ți dau, că nu sunt banii de acolo din să putem face întrebarea asta. Trebuie să discutat cu fiecare în parte, că au înțeles greșit anumite lucruri și nu este informată lumea. Asta e părerea mea, nu este informată. Noi când mergem, să informăm exact la subiect, ceea ce este, nu ce nu este. Da, alte discuții? Declarăm ședința închisă, vă mulțumim.